genul programului pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Ne întrebăm și noi, cum s-au întrebat toți din materialul pe care l-am văzut mai devreme la știrea, cui or fi copacii din Suceava, că nu. Ăla zice că nu sunt ai noștri, că nu sunt nici ai noștri. Nu, dar nu, în Suceava. Și mai bine n-ar fi deloc, până la urmă, că vedem că e taie. Nimic. Sunt atâtea legi, reguli, regulamente introduse cu democrația asta prost înțeleasă. De ce zic că este prost înțeleasă? Că democrație din aia adevărată este în țările din vestul Europei, nu din asta făcută din plastic, cum este la noi. Și acolo, dacă mergi în orice localitate, fie sat, fie comună, fie oraș, acolo este verdeață la marele greu. Peste tot este. Și se încurajează în lumea civilizată, unde democrația nu este prost înțeleasă ca la noi, unde se respectă și dreptul la proprietate. O să vezi, ca să tai un copac îți trebuie nu știu câte aprobări. Dar foarte multe teoretic aprobări. Teoretic și la noi în Suceava trebuie teoretic, acceptul practic asociației de proprietari. Și am văzut acolo lista aceea cu accept și toată lumea scria nu, 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 nu. Și cu toate acestea se taie. Că își dă acordul asociația de proprietari să tai un copac. Dar cine este asociația de proprietari? Asociația de proprietari. Spunem că e primărie de sector. Da, asociația de proprietari este condusă de niște cetățeni aleși de alți cetățeni care vin 2-3 la alegeri. Și șeful de asociație de proprietari nu trebuie să fie nici un om deștept, nici un om cu carte, nici un om iubitor de frumos, nici un om iubitor de natură, trebuie să fie unul. Și dacă unul ăla zice să tai copacul, ăla vine și îl taie copacul. Suceava era un oraș foarte frumos, plin de verdeață, cu ani în urmă, când eram eu mai mic, și toată lumea care venea în Suceava spunea, vai ce oraș frumos este. Acum, dacă vii în Suceava și n-ai mai fost niciodată până așa, o să te întrebi, mă, dar ce tot cu Suceava asta în sus și în jos? Pentru că Suceava este un oraș plin de maghernițe și de niște chestii din tablă și fără se taie copaci toată ziua. Pe iarba verde vine tot târlanul și își pune mașina, își pune SUV-ul, Duster-ul, cum se cheamă asta, Jeep-ul. Așa, tot mârlanul, în Suceava asta stă tot mârlanul. Eu cred că în țara asta, capitala mârlăniei, poți să o pui la Suceava. Și tot mârlanul. Să fim și noi o capitală, nu? Da, a vrut mârlanul să-și facă pe spațiu verde parcare și a făcut mârlanul. Sau acolo o cramă se intenționează. Cramă, dacă vrea mârlanul își face cramă. Dacă vrea unul să-și facă să crească el găini, cum a crescut el la țară, de unde a venit, s-a mutat la oraș și a făcut mârlanul crescătorie de găini, tot mârlanul, cum se spune în limbaj popular, și-a băgat picioarele în Suceava asta. Asta s-a întâmplat. Și orașul ăsta nu mai are nicio scăpare, pentru că lucrurile sunt scăpate de sub control. Dacă tot mârlanul și-a făcut în Suceava asta, e o farmacie când treci pe drum pe Bulevardul Central. Este o farmacie, eu când trec pe acolo, mă sperie că vine în mine. Am impresia că intră clădirea aia în mine, este pusă până în trotuar. Farmacie în prelungirea unui bloc. S-a făcut prin Burdujeni și a făcut o brutărie cu nu știu câte etaje, la 30 de centimetri de bloc. Nimeni n-a dărâmat nimic din ce s-a construit, fără respectarea legilor și fără respectarea vecinilor și fără respectarea orașului și așa mai departe. Câteva și lucrul ăsta va continua. De tablă au dispărut. Câte au dispărut? Câteva. Cred că le putem număra pe degete. Nu, mai situația este scăpată verde, de sub că control. Sunt norme europene, tot care norme vorbim numai de norme europene. Vorbim de norme europene, să că toate sunt conform standardelor europene. Când ai ceva de acoperit, e conform standardelor europene, dar conform standardelor bunului simț, care există de ani de zile în România, nu are legătură cu aderarea la Uniunea Europeană, cu aderarea la UE și cu regimul politic. Că, așa, alea nu le respectă nimeni. Conform normelor, să zici, am făcut și noi chestia asta conform normelor bunului simț. Despre asta este vorba. Și aici o să continue, că ăla a tăiat copaci acolo, o să-i tai în continuare,
Când are autorizație de construcție, unul o să-și construiască acolo pentru că așa vrea el. Pentru că nu se demolează. Și după ce, în Germania am vorbit cu un cetățean de acolo și apropo de asta, cu casele care se fac la noi, cum se fac case și vile și... Păi acolo dacă nu există asfalt, dacă nu există rețele de utilități, nu face nimeni nimic. Până nu există aceste elemente, nu se construie. Nu întâi faci casa și după aia stai că mai trag o bucată de cablu, mai vine Dorel, mai sapă un pic, de asfalt, mai așa, mai vezi că am uitat să bag cablu ăla, duci tot glodul dintr-o parte în alta. Nu, domne. Și un cetățean care și-a făcut o casă acolo și a băgat foarte mulți bani cu toate avizele necesare, pentru că a construit-o cu 10 cm mai sus, la pușa dărâmat. Deci nu, deci nu se discută. Deci nu discută că da, să, ai mă că a băgat bani acum, îl pui pe om să dărâme. Da mă, îl pun să dărâme, că a făcut cu bună știință mârlănia asta pe care a făcut-o. Și o să dispară toți copacii din oraș și o să punem plastic peste tot, dar în cel mai bun caz, nu? Sau cum s-a întâmplat în centru, niște granit... Mai era un colț de verdeață și acolo, în fața casei de cultură. Acum avem niște granit și niște spații așa improvizate. Se punem ouă din astea uriașe, cum a făcut domnul Flutur, ouă din alea. Păi dacă aducem înapoi statuia lui Petru I Mușat, cine știe, poate aducem de la Cetatea de Scaun și oul de Cartea Recordurilor. Îți mulțumesc pentru prezența. Auzi, dar am văzut tot că ai zis cu un film aici, că nu avem cinematograf. Dar ce trebuie cinematograf? Nu ne trebuie? Păi să da, ne vedem ce? Și dar noi, actorii care dar nu te-ai obișnuit fără cinematograf. Dar ieși în oraș și vezi film toată ziua. Vezi, dacă te duci prin oraș, vezi mai filme. Unul taie copaci, unul crește găini, unul aruncă gunoiul de la etaj. Vezi filmul în Suceava. Încă știi cum e? Viața bate filmul, nu? Reality show. Da, și viața bate filmul și este mult mai interesant. Ci, a fost ieri simpatic domnul viceprimar de la unde era, unde, cu inundația? La Mănăstirea Humorii, da. Nu? Păi ce filmă, deci nu-ți trece prin cap că l-a întrebat Gabi Ghincea, sau, nu a făcut? Și l-a întrebat, domnule, dacă ați sunat la județ cu inundația asta să vă ajute? Da. Păi am sunat la județ. Și cu cine ați vorbit? Cu domnul inginer nu știu care de la Consiliul Județean. Bun, și ce v-a răspuns? Păi nu știu, că răspundea ocupat. Păi trebuie... nu poți să faci așa ceva. Ăsta e film, nu te uiți la televizor aici, vezi film, te ieși pe stradă, vezi film, nu? Și fata aia a fost colegă cu tine, nu? Da. De clasă la liceu. De la grădiniță până a terminat școala, uite, liceul. Uite, vezi o fată cu minte în cap, s-a dus din Suceava asta, nu s-a îngropat aici. Vezi că termina. Da, măcar prin cinematograf să o vedem înapoi în Suceava, că altfel nu știu dacă mai vine. O să fie cinematograf acum. Peste... Deja o să fie film clasic, nu? O să se transforme în alb negru și mut pe deasupra. Da. Îți mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune!